În ziua prăznuirii Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir, mănăstirea Căldărușani și-a sărbătorit hramul istoric. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de un sobor de trei ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române. Încă de la zidirea ei, Biserica Mănăstirii Căldărușani a fost pusă sub ocrotirea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir. Cu prilejul prăznuirii hramului istoric, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, împreună cu înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului și preasfințitul Părinte Ilarion Făgărășanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sibiului. După Sfânta Liturghie a fost săvârșită o slujbă de pomenire pentru ctitorii mănăstirii. La final, Mitropolitul Clujului le-a spus celor prezenți că viața unui creștin ar trebui să fie pildă pentru cei din jur. Noi ne rugăm Sfântului Dimitrie, izvorătorul de mir. Îi admirăm credința lui, mărturisitoare, viața lui, pe care și-a dat-o pentru Domnul Hristos, dar nu-i suficient că o admirăm, ci trebuie să o și urmăm. Sfântul Pavel, în epistola către evrei, ne spune foarte limpede, în capitolul 13, ce trebuie să facem. În versetul 7, aduceți-vă aminte de mai mari voștri care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu. Priviți cu luare aminte cum și-au încheiat viața și urmați-le credința. Credința lor trebuie să o urmăm. A fost în stare să mărturisească pe Domnul Hristos, să moară pentru credința Lui. Cum noi, nu știu dacă suntem în stare. Sfântul Pavel ne cere să le urăm în credința, dar însuși Mântuitorul Iisus Hristos, în Evanghelia după Matei, în capitolul 10, în versetele 32 și 33, ne spune lucrul următor. Oricine va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor, mărturisi voi și eu pentru el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Iar cel ce se va lepăda de mine înaintea oamenilor, și eu mă voi lepăda de el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Așa stau lucrurile. Îl mărturisim pe Domnul Hristos prin atitudinea noastră creștină, prin felul nostru de a vorbi, de a ne comporta în lume. Felul de a fi al creștinilor ar trebui să fie contaminant pentru toți oamenii, a creștinilor activi, a dumneavoastră, a celor care veniți la biserică, ar trebui să fie contaminant pentru toți ceilalți, ca și ei să-L iubească pe Domnul Hristos, să vină la biserică, să facă fapte bune, să-și pună problema spirituală foarte, foarte serios. În biserica mănăstirii Căldărușani se păstrează și un fragment din moaștele Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir. Desigur că noi avem și în caseta care o avem pe iconostas o mulțime de moaște de sfinți martiri, mucenici, cuvioși, cuvioase, între care avem aici și părtecică din moaștele Sfântului Dimitrie, izvorătorul de mir. Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir, chiar a făcut o minune de data aceasta, pentru că nu speram să avem așa o slujbă cu fast și slujbă arhierească. Țin să mulțumesc Preafericitului Părinte Patriarh Damian, pentru grija care are pentru, în special pentru mănăstirea noastră, și că a însărcinat în alt preasfințire sare să vină și să slujească și să binecuvinteze credincioșii și în primul rând mănăstirea, pentru că are nevoie de binecuvântare, pentru că aici sunt lucrări multe. Și pentru, așa cum am spus și în cuvânt din biserică, un episcop este plinătatea Harului. Episcopul este cel care, atunci când binecuvintează, halul Dumnezeu se pogoară și sporește locul acela. În al preasfinția voastră, cum ați găsit obștea mănăstirii de la Căldărușani astăzi în zi de sărbătoare? Spre deosebire de ani mai dinainte, din perioada la 1970 și când am venit pentru prima dată aici, acum este în duh de pace și sunt călugări mai mulți ușori. E o pace care se arată și pe chipul lor și în rugăciune la biserică și dragoste de a fi aici în chitoria Marelui Matei Basarab. A fost o bucurie, mai ales aseară, când cu binecuvântarea Preafericitului Părintele nostru Patriarh Daniel, să venim la Mănăstirea Căldărușani pentru a participa la Sfânta Liturghie cu ocazia hramului mănăstirii, când biserica cinstește pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir.
A venit cu drag când am auzit că cine își dorește să vină la această mănăstire, pentru că ultima dată am fost cu mormântarea părintelui Sofian aici la mănăstire. Noi ne știam cu părintele stare de când eram și eu stare la mănăstirea Sâmbăta. Mănăstirea Căldărușani a fost ctitorită între anii 1637 și 1638, în timpul domnitorului Matei Basarab,